Amin. Hristos a înviat. Iubiți credincioși, iată, suntem în duminica pe care biserica o numește a mironosițelor. Duminica în care ne amintim de mărturia aceasta atât de prețioasă a femeilor purtătoare de mir. Duminica în care ne amintim că firea femeiască socotită slabă a biruit-o prin credință, prin dragoste, prin gingășie și credincioșie pe cea bărbătească tare care s-a zăvorât în spatele ușilor. Într-adevăr, dacă privim în rânduiala anului bisericesc, așa cum apare ea în calendarele noastre, duminicile de după învierea Domnului, ne amintim de cei care l-au cunoscut îndeaproape pe Domnul Hristos, o parte dintre ei, desigur, ca să ne învrednicim și noi de comuniunea cu ei, ca să fim și noi părtași la experiența lor cu Hristos Domnul cel Înviat. De fapt, iată că în fiecare duminică noi stăm în biserică, în fața Domnului, celui răstignit și înviat pentru noi și pentru a noastră mântuire. Și de fiecare dată când alergăm spre biserică, ne asemănăm purtătoarelor de mir, mironosițelor, care în zori de zi, când încă nu se vedea bine, au alergat la mormânt. Au alergat la mormânt să împlinească un obicei sfânt pentru evrei, acela de a unge trupurile celor adormiți cu mirezme. Așa era rânduiala lor. Pentru că Domnul a fost îngropat în grabă, toate s-au făcut în grabă, nu au apucat să facă această rânduială. Citim în Sfânta Evanghelie că femeile stăteau și priveau de departe. Ar fi vrut să se apropie, dar nu mai era timp și nici nu le era îngăduit. Și atunci, cum vă spuneam și altă dată, aceste femei s-au gândit cum să facem noi ca învățătorul să aibă parte de o înmormântare după legea noastră, după obiceiul nostru. În ziua următoare, fiind de sâmbătă, nu le era îngăduit să meargă la mormânt, nu aveau voie să meargă decât la biserică, la sinagoga Vechiului Testament sau la templu. Deci era exclus să împlinească acel obicei. Însă s-au gândit, când se va face ziua, după ce trece ziua sâmbetei, când se deschid prăvăliile, când negustorii care își vând diverse bunuri le scot pe tarabe și deschid magazinele, vom merge și noi să cumpărăm și să împlinim această datorie față de învățătorul nostru. Cum el, care a făcut atâta bine tuturor, să n-aibă parte de înmormântarea cuvenită. Așa s-or fi gândit cinstitele femei, au alergat, au cumpărat mirezmele, le-au pregătit în vase, așa cum era obiceiul, și într-un suflet s-au dus spre Golgota. Au urcat muntele templului să ajungă la Golgota, să-L mai vadă, chiar dacă
era mort, să-l mai vadă pe scumpul lor învățător, pentru că nici ele nu credeau în înviere. V-am mai spus și altă dată, doar Maica Domnului a crezut în înviere. Și mergând ele spre mormânt, iată că și-au pus următoarea problemă. Bine, bine, noi am luat mirezme, le-am pregătit, dar cum vom putea să dăm la o parte piatra aceea uriașă de la intrarea în mormânt? Pentru a înțelege această întrebare, rostul ei, e nevoie să vă precizez pentru cei care n-ați fost în Țara Sfântă, că acolo mormintele erau săpate în stâncă, pământul fiind foarte puțin. Majoritatea mormintelor erau săpate cu dalta în stâncă, iar în mormânt se intra de-a dreptul, în picioare. Nu era mormântul ca la noi, făcut în pământ și deasupra pus pământ sau un capac, ci intrai în mormânt ca într-o mică încăpere, ca într-o mică peșteră, să zicem. Iar pentru ca să nu intre cei ce jefuiau și animalele care ar fi putut să intre în mormânt, se obișnuia ca la intrare să se pună o piatră mare. Așa cugetau cinstitele femei, cine ne va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului? Pentru că erau conștiente de neputința lor femeiască, n-aveau tărie de a da la o parte acea piatră. Și apropiindu-se mai mult de locul în care se afla mormântul, de grădina respectivă, de aici ne dăm seama că încă nu se vedea bine, se îngâna ziua cu noaptea, au văzut că piatra fusese răsturnată. Cunoșteau locul, că doar vineri seara, au văzut unde l-au pus, cum mărturisește Evanghelistul. Și se așteptau să vadă aceeași piatră la locul ei. Ridicându-și ochii, zice Sfântul Evanghelist Marcu, au văzut că piatra fusese răsturnată și adaugă Evanghelistul, căci era foarte mare. Și intrând în mormânt, au găsit acolo un tânăr, așa ne zice Evanghelia, adică un tânăr plin de lumină, care le-a spus, de ce-l căutați pe cel viu printre cei morți? Nu este aici. Haideți să vedeți. Priviți locul unde a fost pus. Mergeți în Galileea. Acolo îl veți vedea, după cum v-a spus vouă. Hristos Domnul s-a arătat însă femeilor mironosițe. Se pare că între ele nu știm anume câte au fost la mormânt din cele 7 pe care ni le-a păstrat cu numele Sfânta Evanghelie, nu știu câte au alergat atunci la mormânt. Însă, unele dintre ele l-au văzut pe Domnul și l-au sărutat, i-au sărutat picioarele, iar Maria Magdalena, zăbovind, i-a ajuns mai târziu. Putem deduce asta. Zăbovind în preajma mormântului, Mântuitorul i s-a arătat. Văzuse și ea că locul în care fusese pus mormântul era gol. Și începuse să-și facă tot felul de idei. Cum ne facem și noi scenarii când ne aflăm în fața unei situații la care nu ne-am așteptat? Și ne facem scenarii întrebându-ne ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. Așa și Maria Magdalena
se gândea cine să-l fi furat. Și Domnul îi se arată, iar ea, crezând că este grădinarul, îi zice: dacă l-ai luat tu, spune-mi unde l-ai ascuns și eu o să-l iau. Ea, nebudincioasa, o să ia trupul celui mort. Atât de drag era învățătorul că a uitat că e femeie și că nu poate nici de cum să ridice trupul celui mort. Însă Domnul, cel atoate știutor, a zis către ea: Marie. Și atunci ea a știut că este Domnul cel înviat. Atunci a cunoscut în cuvântul Mântuitorului că în fața ei se află chiar Domnul, învățătorul. Și a vrut să cadă la picioarele lui, să-l sărute. Și Mântuitorul i-a zis: nu te atinge de mine. Du-te la frații mei și le spune că mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. De unde paradoxul acesta? Mai înainte, celelalte mironosițe au avut privilegiu de a cuprinde picioarele Domnului, iar Maria Magdalena nu mai poate. Mântuitorul interzice. De ce oare? Haideți să răspundem. Nu după mintea noastră, ci după cum ne luminează dumnezeieștii părinți. Sfântul Chiril al Alexandriei, marele teolog, care a lăsat un comentariu de 1500 de pagini la Sfânta Evanghelie după Ioan, ne lămurește de ce Domnul n-a îngăduit Mariei Magdalena să se atingă de picioarele lui, spunându-i: nu te atinge de mine. Pentru că Maria Magdalena îl căuta încă pe Iisus cel istoric, pe Iisus cel pământesc, voia să vadă pe învățătorul cu care era obișnuită ea. Însă cel ce stătea în fața ei nu mai era învățătorul dinainte cu trupul, cu același trup. Dar vă veți întreba: dar ce fel de trup avea Domnul? Că nu era nălucă. Era un trup îndumnezeit, înduhovnicit, un trup care nu mai avea nevoie de cele ale materiei, adică nu mai avea nevoie de mâncare și de băutură pentru a exista, un trup care nu se mai supunea legilor materiei, adică putea să treacă prin ușile încuiate, fără nicio problemă, putea să străbată distanțele, fără împiedicare. Ori iată distanța dintre înțelegerea Mariei și realitatea ce stătea în fața ei, e uriașă. Va înțelege mai târziu Maria Magdalena cum Domnul cel înviat s-a transfigurat, cum Domnul cel înviat s-a făcut pârgă, începătură celor adormiți. Și Domnul cel înviat, pe Domnul cel înviat îl va mărturisi cu prețul vieții ei. Să ne întoarcem însă la una dintre mironosițe care, de fapt, nu apare în lista mironosițelor, însă unii sfinți părinți o socotesc așa și pe Maica Domnului drept mironosiță și fără să greșească. Maica Domnului nu doar că e mironosiță în înțelesul celorlalte, ci este chiar Maica Mirului Ceresc. Maica Mirului Ceresc, prin care însuși Dumnezeu s-a coborât la noi, cei ce eram atât de depărtați de Dumnezeu,
cei ce prin faptele noastre, prin alegerea noastră, ne stricasem pe de-a-ntregul și pe dinăuntru și pe din afară, și rănile și bubele sufletelor noastre miroseau atât de greu. Ea l-a adus în lume pe mirul care a vindecat răul miros al păcatului din firea omenească. De aceea, cu drept cuvânt o putem numi pe Maica Domnului, Maica Mirului Ceresc și cea dintâi mironosiță. Și ca să înțelegem și mai adânc cele pe care vi le-am spus, îngăduiți să vă citesc din opera la care am făcut referire de mai multe ori, Hristos pătimind, a Sfântului Grigorie, teologul. Iată, aici o putem vedea pe Maica Domnului rostind următoarele cuvinte atunci când se afla lângă crucea Domnului. Vorbind cu celelalte mironosițe, vai mie, prietenelor, veselă nu este fața fiului meu, culoarea și-a schimbat și frumusețea ei se stinge. Din clipa în care am văzut întunecată fața sa, nu vreau să mai trăiesc, îmi doresc moartea. Să mergem, de neîndurat este viața. O, tu care ai venit pe pământ pentru binele lumii, fiul meu iubit, de ce pătimești toate acestea, al căror păcate preț îl plătești? Mâinile tale sunt curate și sânge nu le-a murdărit. Curate îți sunt buzele, curată gura și trupul tău întreg. Prea curat îți este sufletul și fără de vicleșug îți este gura. Cum te văd acum eu cu tâlharii răstignit? Vinovat de nenorocirea aceasta nu este vreun vrășmaș străin, ci este un ucenic. Voința ta a fost, dar și a lui. L-ai descoperit prietenilor prin pâine, ai încercat să-l ajut să fugă de fapta rea, dar nu a înțeles. S-a încurcat în lațul. Fiule, de ce tatăl te ia de pe pământ? De ce a vrut să afli moartea așa de rușinoasă? Ce văd eu necăjita? Lucruri pe care nici gura nu le spune, nici inima nu poate să le poarte, pierdută sunt. O, fiule, junghierea ta cea nedreaptă, vai mie, vai! Cum te pierzi fără să fii vinovat? Rana din greșeala primei femei o vindeci. Da, știu asta, dar nu știu cum să o spun. Simt cum acestea în curând la capăt vor ajunge, dar durerea depășește și înneacă nădejdile. De nenorocirea cea mare mă topesc și plâng. Ochii mei lacrimi fierbinți varsă, întotdeauna firea femeiască, împlâns și lacrimi, fără de măsură cade. Iată cuvintele acestea ale Maicii Domnului la picioarele crucii. Și de aici și din altele ne dăm seama că Maica Domnului a fost prima lângă mormânt pentru a-L vedea pe Fiul ei. Acum, când mironosițele sunt pomenite, este o altă zi în care biserica cinstește femeia. Îndeopște s-a încetățenit ideea aceasta că femeia se ocupă de educația copiilor, însă nu e așa. Nu e drept. Nu e după Evanghelie, nu e după Scriptură. Prorocul, când era chemat de Dumnezeu să-L slujească, răspundea, iată eu și fiii pe care mi-a dat Dumnezeu. În Vechiul Testament,
și tatăl era responsabil de educația copiilor săi. Așa că, cu atât mai mult și în Noul Testament, și tatăl are responsabilitate în educarea propriilor copii. De aceea, vă îndemn pe cei care ați lăsat toată povara educației copiilor pe umerii soțiilor voastre, să vă reconsiderați gândul acesta, să-l reașezați după voia lui Dumnezeu și să luați parte la educația copiilor voștri, pentru că o mamă nu poate să fie și mamă, și soție, și să aibă grijă de copii, și să facă de mâncare, și să spele, și să gătească, și să întindă masa, și să calce, și toate celelalte, și în același timp să facă și pe plac bărbatului. Acesta, adeseori, arătându-și forța și dând ordine. Adevăratul bărbat, le spuneam și ieri la cununie, nu e cel care știe să dea ordine și are așteptări de la soție. Adevăratul bărbat și adevărata bărbăție e aceea în care tu, bărbate, voi bărbaților, noi bărbaților, ne vom conduce familia către Dumnezeu. Oare câți dintre noi suntem bărbați așa cum ne vrea Dumnezeu? Să ne răspundem la această întrebare și de nu suntem bărbați după voia lui Dumnezeu, să cătăm a ajunge, să privim la femeile mironosițe, să le cerem ajutorul și dacă ni se va părea complicat, să știm că nu e complicat, pentru că femeile în fiecare zi trăiesc asta și nu li se pare complicat și o fac și cu jertfelnicie și cu dragoste. Oare noi de ce n-am putea măcar un pic să facem? De n-ar fi fost în neamul acesta femei mironosițe, de Dumnezeu n-ar fi binecuvântat neamul acesta cu femei care să știe să-și aducă pruncii în fața Domnului, să-L pună pe Domnul în inima lor, de mult ar fi pierit neamul acesta. De aceea ne mai ține Dumnezeu pentru rugăciunea fără cuvinte a maicilor, care de cele mai multe ori nici n-apucă să zică rugăciunile, dar inima lor e aproape de inima Domnului. Așa că tuturor femeilor vă doresc ca Maica Domnului să vă mângâie, ca mironosițele femei să vă fie pilde, să vă fie modele de viețuire, și încă de curaj pentru a mărturisi pe Domnul cel înviat. Amin. Hristos a înviat.